capitala țării noastre așa cum o cunoaștem astăzi. S-ar părea că niciodată orașul nu a arătat altfel. Numai cu 13 ani în urmă, operatorii noștri au filmat imaginea dezolantă a Bucureștiului pustiit de război. Dar rănile războiului au fost vindecate într-un ritm rapid. Noi constructori au clădit pentru ei înșiși, pentru toți oamenii muncii. Astăzi, capitala României este un oraș modern, în plină dezvoltare, cu care pe bună dreptate ne putem mândri.